unii au steaguri mici, alții au steaguri sau drapele mai mari în tribună. Premierea unei finale mondiale care s-a încheiat cu o mare bucurie pentru noi români. Avem o galerie micuță, dar extraordinar de entuziastă. Bine, Zoica Deng, Lin Lin, locul 3. American care Rebecca Bros, locul 2. Românca Ana Porgras, campioana lumii. Balance beam apparatus final. We have 2 second places and 2 silver medals winners. From China, Teng Linglin, and from the United States of America, Rebecca Bros. Pe locul 2 la egalitate, Deng Lin Lin din China și Rebecca Bros din Statele Unite ale Americii. First place and 2010 Women's Balance Beam World Champion from Romania, Ana Porgras. Pe locul 1, medalie de aur, campioană mondială, Ana Porgras din România. O medalie bine meritată după atâta muncă. Să mulțumim și telespectatorilor pentru pumnii strânși ținuți în timpul exercițiului. Și pentru gândurile pozitive transmise. Imnul României. Ce dor ne era să-l ascultăm la campionatele mondiale de gimnastică. Ladies and gentlemen, again, please rise and now for the national anthem of Romania. Deșteaptă-te, români! Mica noastră galerie cântă imnul. Fata cu ochi superbi, Ana Porgras din România, campioană mondială la bârnă. România, China, Statele Unite, pe podiumul mondial din finala feminină de la bârnă. Trei mari forțe în gimnastica mondială feminină.
Rămâneți pe Digi Sport. În curând, finala feminină de la Sol cu două românce calificate, Sandra Izbașa și Diana Chelaru. Și două finale ale băieților, la paralele și bară fixă.